jador de la puterea dragostei. Izbucnire neașteptată la adresa elei. Din cauza altei femei, nu-i mai pronunța numele, că-ți trag una. Andreea Mantea a întrebat-o din nou pe Ella de la puterea dragostei de ce nu își mai dorește sub nicio formă să formeze un cuplu cu Jdor, în ciuda iubirii pe care spunea că i-o poartă. Andreea Mantea a încercat să afle ce s-a întâmplat între Jador și Ella și de ce nu formeze cei doi un cuplu, în ciuda apropierilor repetate dintre ei. Cei doi concurenți se ceartă și se împacă mereu și nu au dezvăluit niciodată care sunt, cu adevărat, motivele pe care nu sunt împreună. Ella a povestit că multe fete i-au spus că Jador l-a înșelat cu ele, dar că au existat și dovezi ale infidelității lui. De totul pe față, spune cu cine ai vorbit, virgulă, i-a spus Jador de la puterea dragostei elei. Faza cu Georgiana. Ok, alea nu le-am crezut, virgulă, a început Ella să povestească în gala puterea dragostei, atunci când a fost întreruptă de Jador. Nu-i mai pronunța numele, că-ți trag una, virgulă, i-a spus artistul, de punct ce nu pot fi Jador și Ella de la puterea dragostei împreună. Sunt multe, nu pot să spun, mi-au greșit. Într-o seară ne-am văzut, trebuia să mă operez, a doua zi am văzut poze cu brățara mea pe ziua respectivă. În seara aia chiar vorbisem să renunțe la o nuntă și nu a putut, și văd brățara pe mâna ei. Într-o seară m-am văzut cu el și eram mușcat de gât, virgulă, a declarat la, vreau să știu ce ți-a făcut, cum crezi. L-ai făcut monstru, ai văzut poze, dar erau vechi, eram mușcat de gât, ăsta da, e motiv. A vorbit mai urât cu mine, atunci când s-a cam pus punct, a avut o conversație foarte urâtă cu mine și eu am considerat-o foarte dureroasă. Poate pentru el nu a fost dureroasă, virgulă, a spus Ella, pe vina noastră că dăm materiale cu oamenii ăștia. E atât de greu să spui? Dacă întreb orice fată de aici de ce s-a despărțit de fostul, îmi dă nemotive, virgulă, i-a mai spus Andreea Mantea Ellei, după ce aceasta a încercat să ocolească subiectul problemelor dintre ea și Jador.